Universitatea Tehnică din Moldova face renovări, dar nu se gândește la rampă de acces, nu se gândește la borduri coborâte. Deci aici unde e desenul ăsta mural frumos, spectaculos, nu se va putea intra în scaun cu rotile sau cu cărucior. Din coace degeaba au plecat un pic trotuarul, dacă tot pragul făcut. Halal, școală de ingineri, nici măcar nu respectă tehnologia, nici un muncitor nu-i protejat, n-are bocanci, n-are cască pe cap. Nu udă piatra pe care o taie și produc o grămadă de praf, dacă nu e destul de poluat orașul. Uitați-vă aici, recent, a intervenit, a reparat, peste tot sunt praguri. Halal, Universitate de Ingineri și alt fel de specialiști. Să vă arăt acum și o altă ispravă în spate, la intrarea spre fostul stadion, acum poligon. Le-am semnalat-o astă vară și au zis că nu noi am făcut. Dar o să-i rugăm pe antreprenori să repare. Pe antreprenori am avertizat când am văzut că au de gând să facă prag. Zic, băi, oameni buni, nu faceți prag la pietoni. Că la șoferi văd că le-au lăsat accesul frumos, fără borduri, fără praguri. Dar la pietoni și la bicicliști, mai ales în weekend, toată lumea trece pe aici și poarta mare e închisă. În weekend le-au rămas prag. Și celor cu scaun cu rotile, și celor cu patine, și celor cu bicicletă, încolo spre bloc, au făcut rampă de acces, chiar dacă asta e foarte înclinată, dar măcar cu căruciorul poți treci cu patinele. De aici, spre trotuarul făcut acces, de pe trotuar în curtea Politehnicii, ioc. Și uite, au trecut câte luni și încă nu a intervenit și încă nu a rezolvat problema pragului. Crede cineva că ei sunt bine intenționați și că sunt capabili? Eu mă îndoiesc.